Bună, dragilor, am pentru voi în această seară 5 trucuri de curățenie care sper să vă fie de folos. Trucuri pe care le-am găsit și eu la rândul meu pe internet, le-am pus în practică și mi-au plăcut destul de mult. Sau trucuri pe care le știam deja și vreau să le împărtășesc cu voi. Sper să vă fie de folos clipul de astăzi, să-i dăm bătaie. Acum că toți sunt cu curățenia după renovare, vreau să vă vorbesc despre rașcheta asta care este pentru vitroceramică și o găsiți cam prin toate supermarketurile mari. Ea curăță practic vitroceramica, dar curăță și geamurile și alte superficii fără să zgârie și face o treabă absolut minunată. Are acolo o lamă care răzuie practic toată murdăria încrustată și, repet, nu zgârie superficiile și face o treabă genială. Adică o folosesc cam peste tot și pentru gresie și pentru geamuri și funcționează de minune. Când vreau să scap de muște, că doar a început sezonul, ceea ce fac este să pun lămâi cu ieșoare, virgulă, prin locuri specifice pe unde știu eu că se adună doamnele muște, așa scap de ele și nu numai de muște, și de musculițele de la fructe, uite, pun și la coșul de gunoi, cuișoarele restante îmi place să le ascund pe aici prin spatele fructelor, că tot așa scăpăm de musculițe, lângă geamuri îmi place să pun câte o lămâie cu cuișoare, chiar și în frigider, pentru a da o aromă plăcută în frigider. Dacă avem elastice de genul, gume din astea de păr și nu numai, toate gumele de păr, toate elasticele de păr, mă scuzați, deformate, le putem aduce la forma inițială cu niște apă fierbinte. Pur și simplu le punem într-un recipient, turnăm peste ele apă clocotită, apă fierbinte și, ca prin minune, își recapătă forma inițială și practic sunt ca noi. Păi, dar așa trebuie să-l mai agit puțin acolo ca să fiarbă puțin în apa clocotită și iau-te-l și pe dânsul și a revenit la forma inițială. Și nu numai cu elasticele astea de păr care sunt așa din gumă, chiar și cele clasice funcționează acest truc perfectamente și uite ce frumoase rămân. Ca înainte, ca noi, ce să mai zicem. Odată pe lună îmi place să curăț mașina de spălat în profunzime, practic să elimin mirosurile neplăcute și fac asta cu niște bicarbonat, cu niște lămâie pe care, vedeți, o tai așa în jumătăți și cu pastă de dinți. Adaug toate ingredientele astea în cuva mașinii de spălat, după cum se vede, ca atare. Și al treilea ingredient, de fapt al patrulea ingredient, să spun așa, este alcoolul de 96 de grade, dacă nu aveți alcool, cu spirit, ca să dezinfectăm cuva mașinii de spălat, ca să nu mai aibă mirosul ăla neplăcut. Îi dăm la un program de 60 de grade, cel puțin eu așa fac, și lasă să se termine programul cu toate nebunile alea acolo. Când s-a terminat programul, să știți că nu rămân resturi de portocale, de lămâie, așa rămâne lămâia, o vedeți, bucăți întregi, doar câteva fâșii au rămas pe acolo, dar nu vă spun ce fresh miroase cuva mașinii de spălat și hainele mai apoi miros atât de plăcut și se curăță mai bine hainele. Deci trucul ăsta îmi place la nebunie. Și ultimul truc despre care vreau să vă vorbesc, cum parfumez eu pungile de gunoi. Am organizatorul ăsta de pungi de gunoi și după ce mi se usucă soluția pentru bețișoarele parfumate, pur și simplu iau bețișoarele parfumate uscate și le pun acolo. Deasupra pun pungile de gunoi și nu miroase numai punga de gunoi ca atare, pungile, sulul întreg, dar miroase și zona unde țin coșul de gunoi foarte plăcut, dar când desfac câte o pungă de acolo, miroase atât de bine ca și cum ar fi clasicele pungi de gunoi parfumate. Deci de ce să dăm bani pe pungi parfumate când putem folosi trucul ăsta? Ei, dragii mei, și cam atât pentru videoul de astăzi. Ne vedem și data viitoare cu trucuri de curățenie sau alte trucuri pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi. V-am pupat, să aveți o seară faină în continuare!